Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din stațiunea Slănic Moldova, județul Bacău. Vizionare plăcută! Dispoziția primarului numărul 148 din 16 mai. Sunt prezenți toți consilierii locali în funcție, 11 sunt fizic, 4 online. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Spune, votăm să ședim. Bună ziua tuturor! Astăzi, pe ordinea de zi, în cadrul celei de-a 48-a ședințe din cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local, avem următoarele, un număr de 6 proiecte pe ordinea de zi, plus 7 pe lista de suplimentare. La punctul 1 avem proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCA Paserv Salubrizare SRL Slănic Moldova pentru anul 2023, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Util Preserv SRL Slănic Moldova pentru anul 2023, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 3, proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unor imobile, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 4, proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a proiectului, realizarea unui sistem digital de monitorizare și eficientizare a activității de depozitare selectivă a deșeurilor, centru de aport voluntar la nivelul orașului Slănic Moldova, în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022, componenta 3.1a, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 5, proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării în 3 loturi a terenului aferent numărului cadastral 62.458 din strada Ștefan cel Mare, Slănic Moldova, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Slănic Moldova cu județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Iar pe lista suplimentară avem următoarele proiecte. Proiect de hotărâre la punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare și soluționarea cererilor de locuință pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a zidului de sprijin de pe strada Mihai Eminescu, orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocol de colaborare cu ATE, Comuna Dofteana, județul Bacău, în vederea implementării proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în orașul Slănic Moldova, în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C12, Sănătate, investiția 1, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, centre comunitare integrate, apel de proiecte EMS-0014. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocol de colaborare cu ATE Comuna Oituz, județul Bacău, în vederea implementării proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în orașul Slănic Moldova, în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul PNRR, componenta C12, Sănătate, investiția 1, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, centre comunitare integrate, apel de proiect EMS-0014. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru 2 microbuze electrice școlare, 16+1 locuri, în cadrul programului microbuze electrice pentru elevi, finanțat din componenta CES-15, Educație Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standardele ecologice de proiectare, construcție și dotare sistemului de învățământ preuniversitar, investiția 10, dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin PNRR, și delegarea depunerii aplicației de finanțare către UAT județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SC Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării obiectivului de investiții, extindere rețelei electrice joasă și medie tensiune și branșament bazin de nod didactic școlar strada 1 Mai, oraș Slănic Moldova. Iar la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prezentării către Ministerul dezvoltării lucrărilor publice și administrației prin Compania Națională de Investiții, a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții,
intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a zidului de sprijin pe strada Mihai Eminescu, orașul Slănic, Moldova, județul Bacău. Aceasta este ordinea de zi pe care o supun la vot. Cine este pentru? Alex. Pentru. Împotriva, abținere, nu, unanimitate. Mulțumesc. Începem cu punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECEA PASEP Salubrizare SRL Slănic Moldova pentru anul 2023. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Domnul președinte, dacă îmi permiteți doar să vă spun bun venit, să mă bucur că sunteți prezenți toți consilierii locali pentru această ședință. Vă mulțumesc și pentru punctul numărul 1, bugetul de venituri și cheltuiele pentru apa servă, chiar și în condițiile în care apa nu, prețul la apă nu a crescut în ultimii 5 ani de zile, reușim să obținem performanță în sensul în care apa nu produce pierderi, compania de apă, ceea ce este important pentru noi, având în vedere și obligațiile pe care noi le asumăm față de RSC în sensul de a ține pe plus societatea. Este o obligație de licențiere să nu subvenționăm apa. Respectiv, la acest moment, toate veniturile de la apa sunt din activitățile comerciale și acest lucru este important și de apreciat. Da, vă mulțumesc pentru. Dacă sunt alte discuții sau întrebări pe linia acestui punct. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Alex. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Util Preserv SRL Slănic Moldova pentru anul 2023. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă doriți să faceți întrebări sau alte... Aș vrea să fac o precizare pentru cei care urmăresc materialul filmat. Societatea Util Prest are activitatea suspendată, dar chiar și așa noi trebuie să depunem balanță bilanț și avem niște cheltuieli, dar avem și niște venituri pentru că are utilajul, în special tractorul și lama și ce dotare are mijloace fixe care sunt închiriate. Planul, când dumneavoastră v-ați pronunțat să nu închidem această societate, împreună am convenit să o păstrăm, având în vedere că s-ar putea o anumită activitate să o externalizăm și atunci ar fi potrivit să o externalizăm pe o societate la care primăria este asociată acționarul unic. În acest sens, bugetul este foarte mic și, bineînțeles, cheltuielile sunt mici, dar intenționăm din banii pe care îi avem, că avem niște bani la timp să facem o investiție, dar o să venim în fața dumneavoastră pentru o solicitare de a achiziționa un utilaj, o auto-utilitară care să deservească în principal echipa de intervenție de la APASER. Dar la momentul respectiv o să venim și o să vă spun. Mulțumim pentru precizări. Dacă doriți să faceți alte propuneri sau obiecțiuni, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Alex. Mulțumesc. Împotrivă, abținere nu sunt. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea în domeniul privat al orașului Slănic Moldova a unor imobile. Dacă sunt discuții... Dacă nu supun la vot ceea ce spun, cine este pentru? Mulțumim. Împotriva abținerea nu sunt. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a proiectului, realizarea unui sistem digital de monitorizare și eficientizare a activității de depozitare selectivă a deșeurilor, centru de aport voluntar la nivelul orașului Slănic Moldova, în cadrul apelului de proiecte pe NRR 2023, componenta 3.1. 2022, scuze, da. Componenta 3.1. Dacă doriți să formulați... Doar să fac precizarea. Nevoia de a declara de utilitate publică acest proiect este obligatorie, având în vedere că altfel nu se finanțează centrul de aport voluntar. Pentru cei care nu au urmărit materiale de până acum, centrul de aport voluntar va fi un spațiu unde vor putea depozita
agenții economici și cetățeni din localitatea noastră, echipamente de toate felurile, mobilier, tot ce se refuză, toate obiectele și materialele, în afară de deșeurile menajere și reciclabile care au traseul lor, toate celelalte, calculatoare, frigidere, becuri și canapele, fotolii, alt mobilier, va fi posibil a se depozita aici, urmând ca societățile care vor veni să le preia, că sunt societăți diferite, vor veni atunci când noi le solicităm ca să, când se umple containerul respectiv. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot acest punct. Cine este pentru? Alex. Mulțumesc. Împotriva, abțineri. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea dezmembrării în trei loturi a terenului aferent numărul cadastral 62.458 din strada Ștefan cel Mare, Slănic, Moldova. Și la punctul 3. Când atestăm la domeniul privat, acolo am atestat niște terenuri care astăzi sunt ocupate de persoane fizice. Aici, la punctul acesta, dezmembrăm practic strada Ștefan cel Mare, dar nu dezmembrăm strada, pentru că după nomenclatorul vechi, a fost cadastrată cu tot cu străzile din spate, respectiv în zona aleleurilor, în zona blocurilor unde este insula ecologică și la intrare. Și acum fiecare străduță, strada principală rămâne cu un număr cadastral și celelalte străduțe vor avea numere cadastrale diferite pentru a se reglementa. Practic se corelează denumirea străzii cu cartea funciară ca să putem pune proiecte de modernizare, de utilizare a acestor terenuri. Mulțumim pentru precizări. Supun la vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Alex. Da. Mulțumim. Votul abține. Mulțumim. Și punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Slănic Moldova cu județul Bacău în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Dacă nu sunt alte discuții sau întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Și acum proiectele de lista suplimentară. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare în soluționarea cererilor de locuință pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL. Dacă nu sunt întrebări sau discuții, supun la vot. Cine este pentru? Alex. Mulțumesc. Proiect de hotărâre punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții, intervenție în primă urgență pentru punerea în siguranță a zidului de sprijin de pe strada Mihai Eminescu, orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocol de colaborare cu OAT, Comuna Dofteană, județul Bacău, în vederea implementării proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în orașul Slănic Moldova, în vederea contractării și finanțării acestuia, în cadrul PNRR, componenta C12, Sănătate, Investiția 1, Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, centre comunitare integrate, apelul de proiect EMS0014. Dacă sunt de... încă două propuneri de protocoale de colaborare obligatorii pentru a fi finanțat acest centru comunitar integrat. Am avut discuții cu primarii localităților Dofteana, Oituz și Târgu Ocna și sperăm ca și dumneavoastră să fie de acord, pentru că este în beneficiul cetățenilor noștri și putem altfel să atragem fonduri dacă suntem cu o adresabilitate mai mare. Da, mulțumesc pentru precizări. Supun la vot, dacă nu sunt discuții pe această temă, supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Mai multe, împotriva, abținere.
Pentru 4, proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocol de colaborare cu OAT Comuna Oituz, județul Bacău, în vederea implementării proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în orașul Slănic, Moldova, în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul PNRR, componenta C12 Sănătate, investiția 1, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalice și centre comunitare integrate, apelul de proiect EMS 014, la fel ca și la punctul anterior. Supun la vot dacă nu sunt alte discuții. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Împotriva abținerea nu sunt. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru două microbuze electrice școlare, 16+1 locuri, în cadrul programului microbuze electrice pentru elevi, finanțat din componenta C15, educație, reforma 6, actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standardele ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, investiția 10, dezvoltarea rețelei de școli verzi și acționarea de microbuze verzi prin PNRR și delegarea depunerii aplicației de finanțare către OAT județul Bacău. Da, aici discutam și în comisie, nu putem să... Noi am avea nevoie de microbuze mai mari. Chiar și un autobuz de 40-45 de locuri, pentru că dimineața, în special, sunt mulți copii. Și noi încercăm să asigurăm transportul tuturor copiilor la școală și înapoi. Dar ghidul de finanțare include doar asemenea microbuze de 16+1, inclusiv depunerea o să se facă de către Consiliul Județean. Noi vrem să transmitem repede hotărârea de Consiliul Local al Consiliului Județean, chiar dacă limita de depunere este 25 mai și la momentul acesta încă ghidul de finanțare nu este lansat. Dacă în ghid o să apară posibilitatea să solicităm microbuze mai mari, de capacitate mai mare, atunci eu o să vă rog să, nu știu, ori o să convocăm o ședință de dată, de extraordinară, ori dacă este posibil să agreem acest lucru, dar cred că mai bine să rămânem la formularea din proiectul de hotărâre și vă asigur că dacă o să avem posibilitatea să depunem capacități mai mari, măcar unul ar fi bine să fie. Mai mult de atât, gândiți-vă la resursa umană, că șoferul acela de microbus costă. Și dacă, și dacă el cară 16 persoane și dacă a cărat 40, practic ar fi o ușurare și și o reducere a costurilor până la urmă. Pentru că da, fi transportați. Bun, ar fi mult mai bine, e mai greu să ai grijă de 40 de copii, dar având în vedere însoțitorul sau alte măsuri, am putea să o rezolvăm. Deocamdată rămânem pe 16+1, pentru că așa spune ghidul. Mulțumesc. Supun la vot acest punct. Cine este pentru? Alex. Mulțumesc. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlul gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SCD Gas Grid ESA Târgu Mureș pentru teren aferent realizării obiectivului de investiții, extindere rețelei electrice joase și tensiune și medie tensiune și branșament bazin de lot didactic școlar strada 1 Mai, oraș Slănic, Moldova. Da, știți că avem o obligație să punem în funcție bazinul. Este și o hotărâre judecătorească definitivă și revocabilă. În sfârșit am ajuns la faza în care proiectantul a găsit soluția tehnică. Suntem, practic, ne acordăm dreptul nou. Este obligatoriu ca Delgazul să aibă acest teren, dar, practic, el va pune post de transformare și tot ce înseamnă pe și cablul de racordare pentru bazinul de not care este al nostru. Sperăm să avem și gazul foarte repede și poate reușim să punem în funcție acest bazin care este un obiectiv care a fost finalizat în 2009 și practic sunt 2009-2010. Sunt 13 ani de când el nu funcționează, dar asta este nu din vina noastră, ca să spun așa. Da, mulțumesc. Supun la vot și acest punct. Cine este pentru? Nu. Mulțumesc. Împotriva abținerea nu sunt. Și ultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de intervenții de primă urgență în punerea de siguranță a zidului de sprijin pe strada Mihai Eminescu, oraș Slănic, Moldova, județul Bacău. Cine este pentru?
Mulțumesc. Împotrivă, abține, nu. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, la final, avem două aspecte, nu? Pentru că avem două acorduri. Deci este vorba de acordul ca, având în vedere că OMV Petrom a achesat la acțiunea în instanță pe care noi am întreprins-o din 2018, respectiv a fost de acord ca drumurile acestea să fie predate primăriei, să fiți de acord ca suma de 8.500 de lei pe care instanța ne-a cerut ca și cheltuiel de judecată să nu fie pretinse către OMV Petrom, pentru că nu s-a finalizat acțiunea și nici măcar nu știm dacă ar fi drept sau ar fi nedrept. Avem două pe diverse, te rog, mai dar ar, având în vedere că, dumnealor a fost de bună credință, propunerea noastră este să fiți de acord ca să nu solicităm, să nu deschidem altă acțiune sau să nu avem pretenții la suma aceasta de 8.500 de lei, care de fapt rămâne la statul român ca și cheltuieli de judecată, nefiind acțiunea nefiind finalizată. Vă rog să vă pronunțați în acest sens, dacă se poate. Supun la vot acest preferat al compartimentului de specialitate. Cine este pentru? Alex. Așa. Și este o... eu nu m-am mai deplasat în străinătate pe cheltuiala primăriei, am fost pe proiecte, toate deplasările mele s-au făcut pe bani europeni sau personal. Este un târg internațional, avem o invitație de la Camera de Comerț și Industrie Română-Germană și vă spun acordul dumneavoastră, deplasarea mea la acest târg, care înseamnă 3 zile de stat acolo, cazare, masă și biletele de avion dus întors. În total, suma este de 1773 de euro, cu tot cu TVA pe un pachet de deplasare. Dacă am acordul dumneavoastră, mă deplasez. Dacă nu l-am, nu mă deplasez. Nu țin foarte mult. Este, nu e o plimbare a mea, ci este o nevoie a stănicului de a afla tehnologii moderne și metode moderne de rezolvare a târgului. Este pe energie alternativă, energie solară, energie eoliană, energie geotermală. Și bineînțeles o să avem și conexiuni cu soluții, adică să aflăm soluții de rezolvarea acestor probleme, inclusiv clădiri eficiente energetic, independente energetic și alte aspecte. Mulțumesc pentru precizări. Supun la vot și acest punct. Alex. Cine este pentru? Alex. Da. Mulțumesc. Împotriva abține, nu. Veniți înapoi, domn primar, nu? Și cu soluții. Cu aceasta declară Alex, ședința închisă.